antrenor în dirijarea elicopterului la sol, mai ales când e teren accidentat, îl ghidați până când ia contact cu solul. Acum este doar un exercițiu de pregătire a salvatorilor montani. Într-o situație de urgență reală, însă, salvarea unei vieți depinde de cât de sigură și de rapidă e intervenția echipajelor salvamont. Din 2016, acestea ajung în cele mai dificile zone montane cu elicopterele dotate cu troliu. 40 de cursanți învață la Școala Națională de Salvamont cum să salveze vieți. Le sunt alături piloți de la Inspectoratul General de Aviație. Ai asigurat, ai închis ușa și comunici, ești asigurat. Dacă nu ai comunicație radio cu sistem, cu pasem, e ok. Pregătirea unui salvator montan durează aproape 2 ani, timp în care participă la peste 400 de ore de antrenamente înainte să obțină atestatul. Pentru cei care devin salvator montan este foarte important ca din acest moment să cunoască elicopterul, să știe care sunt performanțele și care sunt caracteristicile tehnice ale elicopterului, să cunoască procedurile de lucru cu elicopterul în zona montană și, de asemenea, foarte important, elementele de siguranță în misiunile montane. Și contează foarte mult pentru că timpul de intervenție este scurtat foarte mult, victima având șanse reale de supraviețuire. Doar anul trecut, cei 800 de salvatori care lucrează în structurile Salvamont România au intervenit în peste 7.000 de misiuni și au salvat 8.000 de oameni.